Numărul giurgiuvenilor care lucrează în străinătate și solicită o preschimbare a actului de identitate crește de la o zi la alta. A devenit o obișnuință în ultimii ani ca toate acele persoane care au buletinul expirat, dar care nu se află pe teritoriul țării noastre, să dorească să schimbe documentele de sărbători când vine acasă. Lucrul acesta duce după sine și aglomerație la ghișeele serviciului de evidență a persoanelor. Situația ar fi cu totul alta dacă cetățenii orașului nostru ar ține cont și de legile adoptate în ajutorul lor. În baza unei procuri depuse la consulat sau la ambasadă, solicitantul poate delega o persoană din țară care să efectueze demersurile în locul său. La nivelul serviciilor publice comunitare locale, lucrătorii cunosc faptul că cetățeanul nu este obligat să se prezinte în țară. Se pot face demersuri la ambasadă, cât și la consulatele României din străinătate, să se prezinte la aceste oficii în vederea obținerii unei procuri speciale prin care împuternicesc alți cetățeni care locuiesc efectiv în România să se prezinte aceștia la serviciile publice comunitare locale în vederea punerii în legalitate cu actul de identitate. Potrivit conducerii evidenței informatizate a persoanelor, de la începutul acestui an, doar 30 de persoane au solicitat această metodă de a obține actul de identitate. Persoanele interesate trebuie să știe că odată cu procura, trebuie să prezinte și fotografii realizate la ambasadă și ștampilate de aceasta. În cazul persoanelor care au locuit o perioadă în afara țării, obținând cetățenie în statul respectiv și doresc să se restabilească în România, trebuie să renunțe la actul de identitate din acea țară, pentru că o persoană nu are cum să dețină două documente de identitate.